Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la episodul cu numărul surpriză, numărul 14, v-am zis că în această serie, băușilor, nu pierde numărătoarea, ține minte la ce episod suntem de fiecare dată. Bă, băieți, dacă am obișnuit, adică este deja episodul 14 și deja am terminat un sezon și jumătate. Și avem aici foarte, foarte multe meciuri jucate, dar de asta va merge treaba diferit. În acest episod, mare surpriză mare, ce să vedeți, avem meci cu OL și va avea meci cu PSG. Deci, dacă noi în 13 episoade am făcut un sezon jumătate, data asta într-un episod vom face doar 5 zile. După care, în episodul următor avem meci în cupă, după care pare să avem meciuri ușoare. N-aș mai juca chiar, ce meciuri ușoare avem luna aia, aici la fel. Meciuri pe care l-am jucat în debutul nostru în prima ligă vor fi simulate și cea mai probabil sunt șanse mari ca, bă, băieți, cine știe, cred că vom simula și meciul ăsta din cupă ca să vedem cu cine picăm. Va fi un meci ceva, dar nu, cred că vom juca aceste două meciuri și pe care vom simula și aceste meciuri și cu Ulis. Dar cu toate acestea, chit că vom juca aceste meciuri, vom mai simula, vom lăsa episodul să fie puțin mai lunguț pentru că a juca în cupă să văd cu cine pic mai departe și cine știe, bă, băieți, dacă aveți noroc, cine știe, poate chiar episodul următor va fi și ultimul din acest sezon ca să intrăm cât mai rapid în Champions League, să reușim super transferuri. Oricum, fără acest episod, clar mai sunt încă una sau poate maxim două episoade până când vom termina acest sezon. Îi vom da așa frumos mai în față, sper că merge așa. Da, am oprit fix aici, n-am jucat. Avem, se pare, nota 89, îl avem aici pe Luca Modric, se întoarce acolo cu Depay, puțin obosit, avem și un jucător care vedem că lua cartonaș roșu. O să fac schimbările aferente, dar ce v-am să zic, bă, băieții s-a aflat totuși pe locul 8, dar mi-a luat bătaie de rei. O să joc meciul ăsta și dacă va părea să fie un meci chiar ușor, probabil o să-i dau o simulare. A, ba nu, de fapt nu, vedem aici că Lilu se află pe locul 2, mai avem ceva meciuri, nu, cel mai probabil va mai fi episodul ăsta și încă două până când vom termina sezonul. Nu ne vom grăbi chiar atât de tare, n-are rost chiar să simulăm, trebuie să jucăm și cu Lilu să fim acolo forță. În sezonul care va urma, garantat, vom ignora Liga Franței și ne vom axa ca lumea pe Champions League. Eventual în Liga Franței vom juca doar meciul cu PSG, atâta. Dar clar ne va interesa mai tare grupele europene. În schimb, hai să ne uităm așa frumos mai în față, îl vom lăsa pe Modric titular și voi schimba în a doua repriză ca să fie acolo Hernandez cu stamina full, iar pe partea asta vedem că este Abdi, foarte bine. Alte schimbări radicale n-am, îl vedem pe, stai, vreau să, doar să verific, este Hernandez, dar este, da, nici Hernandez n-are stamina, am înțeles. Văd că cam imei cam obosiți, hai că e bine. Îl vedem aici, noul nostru francez, Gameiro, debutează acum la echipă, doamnelor și domnilor, noul nostru atacant cu numărul 9 francez, adus aici de către Dan Petrescu. Dar înaintăm frumos mai în față, nu ne interesează, Depay aici în formă, o rămasă acum Franța, nu mai pleca la Barcelona, dar ce să-i faci? Înaintăm frumos, avem aici pe Luca Modric, balonul de aur venit la Paris. Asta e chiar un transfer care s-ar putea întâmpla în realitate, în sensul de să ducă la Paris. Bine, nu la FC Paris, să duc la PSG, dar tot e bun. Și aici ce? Avem un Luca Modric care vrea să înainteze? Nu, înaintează. Îți aici, băieții, grijă! Ce-o sărit? Bă, dar nu știu, să mișcă cumva mingea în FIFA-ul ăsta, extrem de nerealist, Depay o marcat. Dar nu știu, are așa o forță, duce acolo cu o forță extraordinară. Vedem din nou pe Dan Petrescu, frumos, în echipament. Pregătit să intre mereu pe teren, bă, băieților, și aici Sorescu, nici cum s-ar duce după minge, trebuie să ducă pe lângă. Paris FC-ul aici, la odată că se află bușor pe locul 3. O mândrie extraordinară, dar la cum decurge meciul ăsta, cred că vom mai scădea puțin. Avem după aia meci cu PSG-ul, numai bun. Bun acolo, tackling frumos, mai dă o dată, mai dă o, dar nu mă, de ce? Bă, de ce au băieții o tactică așa nasolică? 2 la 0 imediat, stau toți acolo înghesuit și sare mingea cumva la ei. Nu mai așa joc. Mai, iar o sare mingea la ei, cred că. Acolo, din norochior. Felicitări. Rosii primului gol. Dacă stă cam logo. Am înțeles. Hai, băgăm a cincea. Ne ducem. Hai, greșește, te rog. Nu o pierzi, mă. Nu o pierzi, mă. Bun, acolo de posedat. Așa, cum îmi place mie. O pasă în față la Luca Modric. Luca Modric, frumos, ce bine, acolo o pasă și noul nostru francez aici a transferat. Vedem! Golazo! 2 la 1, gol a debut! Bine, bă, băiatule!
Revenire la el acasă, să joace bine, bă, bătrânelul ăsta. Game, hero, frumos, viteză, tot ce ne place nouă, tiki-taka. Hai, primul lui gol în acest sezon, bă, băieți, gol a debut. Hai, e bine. Hai să mai dăm un gol, două, dacă tot. Aici, Depay, normal că este făcut de către portughezul nostru foarte bunuț. N-aveți treabă, mă, n-aveți treabă, mă. Cum să... Serios? Serios? Bine acolo că am stat în blocaj. Bine acolo, hai. Mai dă o dată. Bine, Modric, ai dat-o de n-ai mai putut. Băiatul printre, bă, n-ai cum, bă. De la greșeală ai, de la greșeală ai de 2 lei, bă. Dennis Mann, bă, Dennis Mann îi dă gol, nu pot să cred. Dennis Mann aici. Dar nu, acum înțeleg de ce cine ne-a driblat în ultimul hal. Dar chiar vreau să văd, sunt curios. Deci fiți atenți aici, ce skill, doamnelor și domnilor. Pam, 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 stânga-dreapta, stânga-dreapta, au trecut. Nu da gol. De data asta o da gol. Dennis Mann cu al 12-lea gol. Bă. Dennis Mann joacă mai bine aici decât joacă de Pai și Mbappé. Bine acolo, un tackling frumos. Dacă s-ar fi dus o leacă și Sorescu. Bă, de Pai, bă, dar nu te-am dat să te întorci așa. Bă, deja că iar îmi iau gol din greșeala lui de Pai, dar apără Radu, apără Radu, cel fantastic, Radu cel frumos. Și aici juniorul, cu o pasă bună la... Băi, n-ai cum, n-ai cum. Cât aratarea, bă, băiatule, bă, n-ai cum. Vedem că au trecut, cred că, sigur, dar au trecut de mult de minute. Dar, dăm un corne acolo, nu au putut de desmans treacă încă de noi. Hai, o, așa, bine că apare acolo o grafică alea, alea plouă foarte tare la noi. Hai, îndepărtăm și nu sună încă, nu? Nu, nu fluieră, pardon. Hai că sună dacă e. Sună clopoțelul la școală. Hai, mă, cât mai ți mulțumesc. S-a încheiat prima repriză, 3-1 gol. Hai, că e bine. Prima schimbare, domnilor și domnilor, va intra Hernandez. De atâta. Altă schimbare, nu știu ce pot să fac. Până joace mai bine. Bine aici, frumos, Mendoza, Mendoza, frumos. Hai, hai, acolo pasă, dacă, hopa, foul, nu se dă foul, mai continuăm puțin faza. Reușim oare aici o schemă? Bine, bă, băiatule, așa ne place nouă să jucăm. Vedeți, dacă eram de ăla și punea foul, nu, continuăm faza, elegant, juniorul și gol frumos, bă, băieților, bă. O pasă acolo cu călcăiu și aici am înaintat frumos cu băiatul, gol. Bine că n-a ratat data asta. Hai, încă una, încă două acolo, că nu-mi place să fiu condus. Lete frumos aici, hai, Halioski, nu-i dau, nu-i dau, vreau să o fac altfel, vreau să o gândesc eu altfel. Hai, frumos aici, dacă reușim aici un taca, taca, așa e, mă, băiatule. Păi, știi, cine i-a dat pas la francez? De ce nu i-a dat pas la francez, întrebarea? Că dacă dea pas la francez era 3-3. Aoleu. Bine acolo, portughezul, cel mai bun apărător din toți, bă, băieților, bă, n-aveți treabă. Cel mai bun apărător, pam, hai, bine aici, ce bine a trecut și Moreira. Hai, 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 Lopezule, hai, hai, juniorule, pardon, este offset. Am așteptat să treacă printre, dar nu prea reușit nimic, o schimbare fac, încă nu fac. De fapt, da, bă, băieți, m-am gândit la o schimbare. Eu că probabil o risc la sol, dar ultra-atac. Același format clasic, doar că diferența este că vreau să-l scop pe Abdi și să-l bag pe Blanco pe partea asta. Cam așa. Bun. A doua schimbare este și a făcută. Bine acolo, bă, băiatule, bine acolo, bă, băiatule. Bine acolo, bă, băiatule, Sorescu, n-ave voie să ratezi de data asta, 3-3. Bun, întoarcem, vedeți dacă suntem pe ultra-atac. Tactica secretă a lui Dan Petrescu, el la CFR Cluj stătea, dădea un gol, spunea cu fundul în poartă. Tactica lui Dan Petrescu acum e să arunci pe atac, orice ar fi. Depay acolo, dar n-ai treabă, n-ai șanse efectiv, n-ai cum. Treci tu de acel apărător a nostru, portughezu. Portughezu e prea bun, portughezu. Bine acolo blocat, ca să se întâmple altceva și mai avem dreptul la o singură schimbare, dar nu știu pe cine. Nu l-ați mai schimbat pe Hernandez, deja l-am schimbat pe el. Dar hai să-l bag, vreau să-l bag pe, nu, timp pe mijloc și-l bag pe Aquah. Aia va fi schimbarea. Speram să am, poate coboară mai mult Aquah. Iese și Depay, probabil intră Dembele. Mamă. Bă, nu pot să cred cum a trecut omul Aquah. Bă, ăștia cu rotațiile lor, aveți grijă, bă, băiatule. 4-3, olu.
Băi, adevărul cu ce ăștia, cred că majoritatea jucători, cred că mai toți jucătorii au mai mult overrated decât jucătorii mei. Ca și la faza cu PSG care jucăm după. Am înțeles. Opa, ce-o scăpat acolo, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, hai că ăsta cred că a fost și-o pe poartă. Am înțeles, eu prost. Dar avem acum ultima noastră ocazie, bă, băieților. O ultimă ocazie aici, frumos. Una, două, hai, juniorule, juniorule, te duci slăbuț, te duci slăbuț, tare, te duci. Hai, ultima noastră ocazie, dacă reușim să o luăm acum. Ai, cât de aproape, bă, nu pot să cred. Și o mai las, o mai continuu, dar nu, terminăm, pierdem. Coborâm o leacă boșilor în clasament și mi urmează acum și revanșa cu PSG-ul din nou după foarte puțin timp, ca să n-am timp să-mi odihnesc jucătorii de aia. Am coborât pe locul 4 și de data asta am făcut, am mutat puține setări, am toată echipa full, mai puțin operatorul, băi. Și Hernandez, vedem că ceva că am obosit, dar cu toate astea, avem echipa clasică, avem cea mai bună echipă pe care putem trimite la momentul actual pe teren. Se va duce aici Dan Petrescu frumos să discute. Am căzut pe locul 6 cu meci mai puțin jucat, deci rezultă că dacă îl pierdem vom fi pe 6. Dar cu toate astea, de data asta, nu mai este duelul primelor două clasate, ci este duelul echipei de pe locul 1 versus echipei de pe locul 6. Spre bucuria mea, vedem aici Icardi, Jovic, băi, Mbappé cu stamina full, băieți, ceva cam obosiți. E car de acolo mor, dar cred că va intra Zigor Neymar. Noi îmbrăcați în alb, în cel mai frumos chita nostru. Da, trecutul și ca te în alb, acum așa că noi în alb. Bă, băieți, dăm play, avem cea mai bună echipă pe care putem trimite pe teren și să încercăm să facem o figură frumoasă. Data trecută știți că am jucat chiar foarte, foarte bine și am fost mulțumit de prestatul nostru. Chit că am pierdut cu 6 la 3, am fost foarte mulțumit de către echipă. Mai să vedem dacă reușim să facem ceva spectacol, știind că totuși, băi, e o echipă foarte grea, adică toți jucătorii de aici au 80 ceva OVR, toți au 80 ceva OVR. Îl avem și pe Mbappé de 91-92, îl mai au și pe Neymar rezervă de vreo 90. E greu, bă, băieților, și de nou aici băiatul care a dat gol la debut, vedem aici în prim plan, încălzit. Meci greuț. Dar juca la Paris acasă cu coreografia lor, cu toți și mamă. Ici, c'est Paris, oui, mes enfants préjudiés. Hai, jucăm la băieți acasă. Nu vor băieți, noi cu stadionul nostru, cu stadionul lor, nu-l împărțim. Dar hai să jucăm, să facem un alt spectacol, dacă tot. Bine acolo frumos, băieții, Modric de fapt era acolo frumos. Încă una! Bine, bă, băieților, început bun în minutul 4. Aia zic, vedeți, un atacant nou. Așa, e bun, 1 la 0, începem bine, hai că cu Paris sau... Băi, nu știu, PSG-ul în care era mereu o părere foarte proastă și cred că pot scap ușor de ea. Icardi, jucătorul cu numărul 9, este Câmu, uitați-l pe Icardi acolo, Câmu odată acum el pasă, apoi mingea la Icardi, bravo lor. E acolo pe Mbappé să încurcă, mulțumim că ne-a dat acolo mingea, vedem dacă reușim cumva să trecem cu Sorescu. Dar reușim cu brazilienul, cu brazilienul, să vedem dacă este, nu este, nu este, nu este, 2 la 0, prima clasată. Ce-ați făcut, bă, băieți? Îi dau cu XM rapid ca să câștigăm. Nu, hai, mai jucăm. Ei, cât, e minutul 9, 2 la 0, pare sub? Bine, bă, băiatule. Trebuia să puneți la pariuri, vă zic eu. Acum ar fi culmea, bă, nu? Deci, am dat goluri imediat cu PSG-ul și n-am putut să dau cu Olu, care era pe locul 8. Hai că... Frumos în Liga aia Franței. Mbappé, dar nu poate să treacă de portughezul. Portughezul! Ce lob o dat acolo, bă, băiatule, care a fost din Maria? Băi, n-ai cum. Din norocul călcâiului Icardi și-a dat un lob peste trei jucători, bă. Din Maria, ce lob. Prin picior și mână, bă, băiatule. Noroc cu Imes pe Di Maria, al treilea gol. Hai că da. Cam în apărare, să înțeleg. Hai așa stăm. Am înțeles, aruncă băieții din nou pe atac. Bine că e late acolo, că bâul meu. Hai că am înțeles. Partea aia cine ține? Nimeni. Ha, de ce apără Radu? Mamă, ce o scos Radu. Salvau lui Mbappé-ul, nu pot să cred. Aici, bun, cum bun. Bine aici. Bine aici, hai că din tot se duce chiar Mendoza. Dacă reușește cumva Mendoza, dar nu, lui, nu, lui. Ah, dacă se întâmplă acolo vreun bug sau ceva. Băieții cu schemele lor.
Înțeles. Ce bun. Bun, 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 bun. Bun, 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 bun. De ce m-am grăbit? De ce m-am grăbit? Mi-a dat Mbappé ogul. Hai că am avut și avantaj dacă e. M-am grăbit ca prost. Vedem acolo totuși în față Luca Modric. Trântit pe jos. Băi, un balon de aur. Aveți grijă, măi, e prețios. Înțeles. Jovic, bă, deci mă driblează ăștia, n-am niciun stres cu ei, am înțeles. Deci nu mai schimb, iată am fac mie. 3 la 2. 5 goluri în primele 40 de minute. Am înțeles, mai au timp să mai dea unul, să fac 4 la 2. Lovitura noastră, bă, băieți. Hai să vedem dacă reușim o fază frumoasă. Mbappé-ul, Mbappé-ul acolo. Bă, dar nimeni sus, mă, dar nimeni sus, mă. Nici nu vreau să duc cu lumea, nici nu vreau să duc cu lumea. Hai, Sorescule, tu. Hai, că sigur nu era offside la partea aia. Deci termină Boșo și prima repriză. 3 la 2 după ce am condus în primele 10 minute cu 2 la 0. Tac, ne-au dat băieții comba cu, da. De 1000 de ori cred că mai bun decât noi. Hai, nici chiar de 1000 de ori, dar de 10 ori cred că sunt mai bun decât noi. Frumos, hai. Hai acolo, încerc o chestie, dar aproape. De ce ne-ai băgat totul în poartă ca să-mi surezi mie treaba? N-ai vrut, ești budea la bulangiu. Sorescu aici, Sorescu, îl așteaptă aici frumos. La, n-am ținut la el, n-am ținut la el, n-am, nu am. Nu am ținut la el. Ia pe de ce în perslic boșilor. Se simte aici care e mai bună dintre noi doi. Să simți de la golul ăsta. Din nou, ca data trecută. Am avut speranță și atât. Dar știind, știu că au patru atacanți, Boșu, știu că au patru atacanți, dar n-am ce să fac, n-am ce să fac, încerc altfel, pun pe Modric aici, încercăm o altă schemă. Intră Hernandez cu Junior și Gamiro, Hernandez cam, Benzeli, Mendoza și Sorescu, avem aici Modric, Dagbi, iar apărarea Alioski. Schimbăm așa și băgăm pe unul mai rapid pe care îl băgăm, Bamba sau Aquah, Aquah, să înțeleg. Mă buc pe ultra-atac și încerc așa, oricum o să mă rupă că au 4 atacanți și o să am doar 3 apărători. Oamenii o să aibă mai mulți atacanți decât am eu apărători. Dar, dacă nu riști, nu câștigi. Deci gata, deci oficial începe nebuneala. Și aici apără Radu 1-1 cu Mbappé-ul, nu trebuia să faceți voi griji. Tata chiar a stat cu portarul cum trebuie, bun. Aș stă cum, m-am concentrat acolo, adică a trebuit să apăs un buton, atât tare m-am concentrat că n-am zis nimic. Deci Mendoza, Mendoza, bă, n-ai cum să fii tu mai rapid, bă, n-ai cum, cât are Mendoza, fraților. Cât are Mendoza, că nu pot să cred, 91 se comportă ca 97 pace-ul, nu cred. Îl scot pe Nagbi și îl bag pe Blancu, așa un joc ofensiv total, încerc mai bag aici un jucător nou. Frumos jucător dat pe jos, acolo trântit pe jos nu se dă nimic. L-o trântit pe jos nu s-o dă nimic, am înțeles. Unde e varul? Nu e varul. Vine acolo, hai Hernandez, hai Hernandez, hai Hernandez, o dă acolo mai în față, nu! Bă, n-ai cum, bă, cum l-o făcut, bă, băiatule, bă! Bă, băiatule, bă! Vine Mendoza, Mendoza acolo, dar nici că nu s-ar duce băieții ceva printre, nici că aș face băieții ceva. Să atacați, dar se comportă ca câbuurile. Hai că da, hai că îmi place că am avut și noi două meciuri cu ei, scor dublu. Când am avut noi 3, au dat 6, când avem acum noi 2 goluri, ei dau 4, 4 la 2. A jucat mai bine, parcă în meciul trecut, decât în meciul ăsta, dar nu este nimic. Am coborât destul de mult în clasament, dar acum avem și meciuri mai ușurele. Avem acum cu ASE, care vedem că vin după o victorie cu 3 la 0, avem meci cu ei în cupă, bă, băieților, bă. Bă, băieți, sincer să fiu, Cupa Franței nu mă interesează, îi dau simulare, dacă câștig. A, 2 la 0, Modric și Gamero. Gamero marcat până acum, cred că în fiecare meci care l-au jucat. Păi, bun, jucător acolo de bază, un transfer reușit. Suntem pe locul 7 la momentul actual, mult mai rău. Urmează acum un meci perfect, cu o echipă care nici măcar nu știu pe ce loc să află. Simulăm, bă, băieți, și acest robolant meci cu echipa veselă, un quick sim și reușim un 3 la 1, culmea,
Panero, Alioski și Blanco. Perfect. Oferta aici pentru name. Cu schimb nu mă interesează. Hai că dau, accept 35.000 pe name. Hai că v-ați găsit. Și bă băieți, suntem deja în februarie și mă gândesc că s-o juca și meciurile în cupă. Cu cine a picat mai departe în cupă? Cu Los Calil, echipa pe care i-am bătut-o, dacă nu mă înșel, o să jucăm acest meci. Păi, a, da, practic am meci cu ei pe 27 și apoi am meci pe 2, am înțeles. Mareața problemă este că ei se află acum la momentul actual pe locul 2, dar nu mă interesează cupa, sincer să fiu. Prefer joc cu ei în campionat, îi batem ca să facem punctele la Blanaus, după care să, dacă pierdem, câștigăm, mai semnăm ceva pe aici și oricum. Episodul următor va fi penultimul din mareața noastră carieră. Trebuie să jucăm, trebuie să batem, am meci acum cu echipa de pe locul 12, trebuie să-mi pregătesc să bag jucători mai buni. Îi dăm, bă, băieți, și o simulare, tot ce trebuie, ultima simulare din acest episod. Îi dăm foarte frumos un quick team acolo cu mod, deci cu cei mai buni jucători pe care avem, scoatem unul la unul Mendoza și nu mai știu care mai dat pe acolo gol, am înțeles, hai că am scos și un egal. Și se complică treburile, dar nu extrem de tare, suntem pe locul 6, dar până nasol că suntem pe locul 6, dar suntem doar la doar 3 puncte de Champions League, adică campionatul nu avea nicio șansă că totuși a PSG o boșilor, nu avem șanse cu PSG. Dar în episodul următor, Los Clil, după aia OEM-ul, cred că peste chiar le simulăm. Chiar vreau să văd ce mai fac băieții ăștia care ne-au eliminat din cupă în sezonul trecut. Cât jos o sunt și ei în clasament. Aoleu, sunt pe locul 11 la momentul actual. A, păi simulăm cu ei, bă, băi. Încă ofertă pentru name, dar de data asta în Italia și o sumă mai decentă de bani. Cât? A, 26 de ani, plus cer banca mea pe el. Între atâta și atâta doar ca să discutăm ca băieți rebeli. Dar bă băieți, cred că s-o și vă stă acolo pentru o secundă. Echipa de pe locul 2 de data aceasta, sperăm să-i batem din nou. Vedem că avem un meci mai puțin jucat, dar dacă îl câștigăm pe acesta, trece pe locul 6, care după aia mai câștigăm una, două meciuri, trece pe loc de Europa League. Poate ușor, ușor prindem loc de Champions League, cine știe. Vor urma după aia meciuri cu echipele care chiar se află pe ultimul loc, care se află acolo pe locul 20, 18, 17, pe care clar le simulăm și o să le câștigăm. Bă, băieți, dacă v-a plăcut foarte mult acest episod, susțineți-l cu un like, cu un comentariu, că mă ajută enorm. Neapărat, abonați-vă, clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Bă, băieți, numele meu este Diez. Vă urez să aveți o zi extraordinară, că am dat un auto atât de rapid. Vă salut acum pe toți cei care sunteți pe premieră. Vă invit să dați și un comentariu ca să vă dau acolo inimioară. Bă, băieți, numele meu este Diez. Să aveți o zi extraordinară. Vă salut!